Suflet 10. Este sufletul nostru creat de Dumnezeu din nimic. Ilustre și transcris. Este sufletul nostru creat de Dumnezeu din nimic. Aceasta este o întrebare care se pune. S-ar putea spune cu unii oameni de știință actuali, materialiști, că noțiunea de spirit este sufletul nostru, deci cauza interioară a unității noastre de a fi. Toate acestea sunt trupești, pentru că la un moment dat, corpul uman este foarte bine structurat, de miliarde de atomi, care în ansamblul lor, funcționând împreună, produc prin magie aparența spiritului. Și că, prin urmare, mintea nu are nimic spiritual. În acest caz, această teorie nu poate funcționa, deoarece tot ceea ce este corporal în noi, având o cauză corporală, nu poate produce decât facultăți corporale. Deci, de exemplu, a vedea, este într-adevăr o facultate corporală, deoarece vedem ceva corporal, un foton de lumină, este material, deci corespunde. Dar mintea noastră, produsă de suflet, este capabilă să înțeleagă lucruri pe care nimeni nu le poate sesena, de exemplu noțiunea de infinit, dacă cerem cuiva să o deseneze, el va face un opt mincinos, simbolul matematic al infinitului. Dar nu este infinitul, este un simbol, pentru că vedem bine, nu ne oprim niciodată Deci, la infinit, o mică fiară care ar alerga pe acest opt nu s-ar opri. Infinitul însuși îl înțelegem sau nu îl înțelegem, definindu-l, pentru că nici măcar nu suntem capabili să ni-l reprezentăm. Așadar, inteligența noastră depășește partea materială. Prin urmare, această inteligență, această voință purtată de spiritul nostru și purtată de sufletul nostru, care unifică toate acestea, nu poate veni decât din altă parte. Și prin urmare, de la un creator atotputernic. Două soluții acum, ori Dumnezeu creează spiritul nostru dintr-o parte din el, este un lucru imposibil, Dumnezeu este simplu. Dumnezeu nu este divizibil, așa cum credeau budiști, care credeau că întreaga lume este o parte a lui Dumnezeu și că, prin urmare, poate fi împărțit în părți. Dumnezeu, inteligența sa, voința sa, este identică cu esența sa, deci nu există nicio parte din Dumnezeu care să devină sufletul nostru. Bineînțeles, în acel moment, este că Dumnezeu l-a creat așa. El spune și asta este. El creează din nimic, din propria-i putere, ca să spunem așa. Aceasta este ceea ce afirmă credința catolică. Și chiar afirmă că există două lucruri pe care Dumnezeu le creează. Restul este organizare. El creează materie la începutul lucrărilor sale și, prin urmare, este probabil că este vorba de Big Bang, dacă este prima dată când creează materie, dacă nu există alte Big Bang-uri în altă parte. Iar pe de altă parte, el creează duhurile, deci îngerii, și apoi, de fiecare dată când un tătic și o mămică fac un copil, duhul copilașului, pe care îl unește cu trupul său. Dar ea vine din acțiunea lui Dumnezeu. Deci, chiar dacă o putem descoperi, așa cum am făcut-o eu, prin raționament, biserica, în 1980, l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créé par Dieu.